Părintele Nicolae Bordașiu, care a trecut ieri la Domnul, a fost pomenit în parohia Kristiansand. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a oficiat Sfânta Liturghie și apoi slujba parastasului. La finalul slujbei, ierarhul a amintit că ultimul interviu al părintelui Nicolae Bordașiu a fost luat de preasfinția sa la sfârșitul lunii octombrie. De asemenea, episcopul ortodox român al Europei de Nord a vorbit credincioșilor prezenți la slujbă despre încercările la care a fost supus părintele Nicolae Bordașiu în temnițele comuniste și despre credința acestuia în Mântuitorul Hristos. Părintele Nicolae a traversat acest secol de Românie cu prea multele sale dureri, dar și cu bucuria întâlnirilor providențiale. A gustat din amarul suferințelor de obște celor mai adânci, dar a avut și binecuvântarea de a se împărtăși de cele mai luminoase momente de har ale acestei istorii. Părintele Nicolae Bordașiu a cunoscut încă din fragedă copilărie momentele de lumină și de har care au ținut vie flacăra credinței în vremurile grele, mai ales sub norul întunecat al prigoanei comuniste. A făcut parte alături de alți tineri, precum părintele Roman Braga, trecut și el la Domnul în 2015, din fenomenul rugului aprins, cunoscându-i pe alți mari părinți mărturisitori și martiri de mai târziu, cum ar fi Sandu Tudor, părintele Daniel și Benedict Ghiuș. Îl întâlnește providențial și pe părintele rus Ioan Culâghin, învățătorul rugăciunii inimii. Nu am nicio armă în afară de Sfânta Scriptură, a răspuns părintele Nicolae securiștilor atunci când l-au arestat. Acestea sunt armele noastre ale creștinilor, dintotdeauna față de prigonitorii Bisericii lui Hristos. La această luptă, dusă cu armele Duhului, ne îndeamnă învățăturile și pilda vieții părintelui Nicolae Bordașiu. Ultima întâlnire dintre preasfințitul părinte Macarie și părintele Nicolae Bordașiu a avut loc la Biserica Sfântul Silvestru, unde a slujit ca preot din anul 1981 și în locuința sa din capitală. Cu acest prilej, preasfinția sa i-a oferit părintelui distinția Crucea Nordului. Vă mulțumesc din toată inima, fiindcă Crucea Nordului e ca steaua Nordului. E adevărat. Și cum zice Sfântul Pavel, zice, cu ochii ținte la Iisus, la crucea Domnului. Cu inima sus și cu ochii ținte la Iisus. Da. Așa va fi și pentru mine. În cadrul interviului, cei doi au vorbit despre anii grei petrecuți în temnițele comuniste de părintele mărturisitor al Ortodoxiei. Povestiți-ne despre felul cum a simțit ajutorul lui Dumnezeu în perioada detenției. Preasfinția voastră, faptul că te puteai ruga și mai ales că ajunsesem să fac cu cei care erau în cameră, în celulă, să constituim fiecare câte un grup de rugăciune, rugăciunea în comun. O simțeam ca pe cel mai puternic sprijin pe care îl puteam avea. Faptul că puteam să le povestesc celor cu care eram în celulă. Mă țineau ocupat încât pot să spun că fiind liber, necăsătorit, știam, tatăl meu a fost și el ca un preot celibatar toată vremea și care era un om răzbătător și de la care am învățat să ai încredere în bunătatea și grija lui Dumnezeu, era pentru mine un exemplu deosebit. Și simțeam tăria rugăciunii cum mă ridică, cum mă sprijină ca să nu cad. Și după ce au venit cei de la
Rugul a prins în închisoare. Atunci s-a organizat pe toată închisoarea un fel de rugăciune comună, când la un anumit moment dat, toată închisoarea ne rugam. Și integrându-te în această atmosferă de rugăciune și mai ales de puternică... Rugăciunea lui Iisus o rosteați. Fiecare ce și cum putea, Tatăl nostru, toate rugăciunile începătoare și mergeau fiecare cât putea. Și mai ales rugăciunea lui Iisus, așa că la rugul a prins și parcă te înnoiai din adâncuri și puteai să răzbați genuna și să ajungi la a doua zi când reluai din nou focul acesta al rugăciunii în ființa ta ca să te poți reface. Interviul integral cu părintele Nicolae Bordașiu va fi difuzat luni într-o ediție specială a emisiunii Valoarea Faptei.